I'm looking forward to discuss with you. I'd like to hear what you expect from the future of Europe and what you are expecting me to do for you. Be on this stage together. I'm here to listen to you very carefully, and I would like to hear about your opinion, how we have to develop the European Union. I'm ready to take your questions. How can we make Europe more transparent? We need more content, we need to talk, we need to listen. We need to listen to your concerns and change the system on the basis of your concerns. Corina Crețu va avea un dialog cu studenții Facultății de Științe Politice și cu ceilalți studenți aflați în sală, sunt studenți chiar și de la alte universități. Dialogurile cetățenești despre care ați văzut filmulețul de mai devreme se desfășoară deja de aproape un an de zile, s-a ajuns cam la 200-lea, Comisia Europeană își propune să facă cam 500 de astfel de dialoguri, se desfășoară într-un ritm destul de accelerat. Astăzi avem posibilitatea să discutăm despre 5 scenarii despre Europa, pentru Europa. După cum știți, în urmă cu 2 săptămâni, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lansat această provocare în fața Parlamentului European, dar pentru toți cetățenii Europei. Avem astăzi posibilitatea să avem o primă dezbatere pe această temă în SNSPA, cu studenții și cu doamna comisar. Dar înainte de a merge mai departe cu dezbaterea, rolul meu va fi doar acela de moderator, sala va fi cea care va participa și începe totuși cu o întrebare, aș putea spune o întrebare standard care se pune în astfel de ocazii. Sunteți, credeți că sunteți auziți în Europa? Ridicați până în sus cei care credeți că sunteți auziți în Europa. Ba și profesorii se pun, sunt auziți sau nu? Nu sunteți auziți în Europa? Ia să vedem. Cei care credeți că nu sunteți auziți. Oh! Este foarte curios. Unii sunt auziți, alții nu, și marea majoritate nu au nicio părere. E ca sondajele de opinie, nu? Da. Am să văd pe doamna comisar să înceapă o prezentare, încercând să răspundă atât întrebărilor celor care cred că nu sunt reprezentați, cât și a celor care se văd ascultați în Uniunea Europeană, la Comisia Europeană, spre exemplu. Pentru că, mă rog, suntem la Facultate de Științe Politice, într-o universitate de științe sociale, unde cunoaștem ceva mai multe lucruri despre instituțiile europene decât în general în România. Auzim des, prea mult chiar, lucruri incredibile despre Uniunea Europeană. Suntem într-un moment în care critica Uniunii Europene este o modă. Am participat zilele trecute alalte la Roma la o dezbatere organizată de Comitetul Economic Social European pe tema celor 60 de ani de la Tratatul de la Roma și mulți dintre invitați au simțit nevoia să critice Uniunea Europeană. E modă acum să critici Uniunea Europeană. Eu sunt unul dintre cei care cred că Uniunea Europeană trebuie apărată. Și trebuie apărată cu inteligență, dar întrebările celor care au rezerve față de Uniunea Europeană merită un răspuns, așa că doamna comisar este alături de noi. Am să o rog să vorbească în continuare. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc tuturor pentru această întâlnire. Cred că este foarte importantă. În primul rând, așa cum spuneați, faptul că discutăm într-un mediu academic împreună cu studenții despre viitorul nostru al tuturor, dar mai ales al dumneavoastră, cred că este foarte important. Am venit de la o dezbatere în Parlamentul Național, pentru că și această dezbatere cu reprezentanții aleși ai tuturor celor
500 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană este importantă, dar pe de altă parte, așa cum spunea și domnul decan Purpulescu, este foarte important să discutăm direct cu mediul academic, cu instituțiile, încurajez orice universitate, orice organizație a societății civile și orice actor social să organizeze astfel de dezbateri, pentru că este un moment foarte important, este un moment crucial. După cum știți, anul acesta România sărbătorește 10 ani de la intrarea în Uniunea Europeană. Tocmai am primit informația că președintele EU intenționează în prima parte a acestui an chiar să efectueze o vizită în România pentru a celebra 10 ani de apartenență la Uniunea Europeană. Iar în același timp, așa cum spuneați, se vor împlini 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma. Pentru noi, în Comisia Europeană, acesta este un moment de bilanț, ce înseamnă Uniunea Europeană, dar și un moment în care putem să pornim împreună și să ne gândim la o nouă Europa, nașterea unei Uniuni Europene cu 27 de state membre. Din păcate, Marea Britanie știți foarte bine că au decis să părăsească acest proiect care este unic în istoria omenirii. Ne pare rău, dar trebuie să respectăm decizia poporului britanic. Și dar pe de altă parte, nu cred că aceasta ne împiedică să ne gândim cum putem merge mai departe. Și așa cum spunea și domnul decan, eu cred că noi, în general, am făcut ca state membre, indiferent de grupurile politice, o mare greșeală în ultimii ani, lăsând să se perpetueze toate scenariile negative și criticile la adresa Uniunii Europene. Cred că este datoria noastră acum să apărăm acest proiect european pentru o țară ca România, care este total dependentă și de fonduri europene și de dezvoltare, cred că nu avem alternativă, nu suntem în situația Marii Britanii să ne putem gândi măcar o secundă la părăsirea Uniunii Europene. Deci trebuie să folosim această șansă unică pe care Uniunea Europeană o are de a contribui activ. Este pentru prima dată de la intrarea noastră în Uniunea Europeană, că România are șansa unică de a-și auzi vocea. Și așa cum dumneavoastră spuneți, unii au sentimentul că sunt ascultați, alții au sentimentul că nu sunt ascultați. În orice caz, beneficiile asupra populației din România cred că sunt foarte clare. Eu cu domnul decan facem parte dintr-o generație suficient de bătrână ca să ne amintim de unde am plecat, dar suficient de tânără ca să ne putem gândi și vă mărturisesc că este pentru prima dată când mă gândesc că poate copiii noștri și nepoții noștri ar putea avea o viață mai proastă decât am avut-o noi. Deci, din acest punct de vedere, cred că e o datorie istorică pe care o avem de a apăra acest proiect european. Suntem aici printre studenți, peste 350.000 de studenți români au avut șansa de a studia în străinătate în acești ultimii 10 ani, datorită programului Erasmus. Este vorba de un continent și un proiect care s-a construit, bazele Uniunii Europene s-au pus în visoarea de la Benteneto. Bentotene, da. Când Alterius Tinel, împreună cu Rossi, vorbeau despre cum ar putea dinamicii de până atunci să lucreze împreună, să-și pună resursele împreună. Și eu cred că acum, privind în urmă acești părinți fondatori ai Uniunii Europene, ar fi mândri, pentru că ar fi visat să se meargă atât de departe și cu extinderea Uniunii Europene. Și pentru noi, ca țară care acum 25 de ani nu puteam, ca cetățeni care nu puteam călători nici măcar până la Sofia sau până în niciun caz în Occident, nu puteam gândi, aceste lucruri sunt luate uneori for granted, de luăm ca și cum ar veni de la sine. Eu am două nepoate care astăzi spun că merg la universitate în Olanda, mâine că vor în Italia, își caută pe internet și nu ne cred când le explicăm că pentru noi așa ceva nu era posibil. Revenind la cartea albă a Uniunii Europene, președintele Juncker a lansat această dezbatere privind viitorul Uniunii Europene,
nu este un secret pentru nimeni că unele state gândesc într-un mod mult mai egoist. Alte state doresc o mai mare integrare, de aceea ideea a fost ca Comisia Europeană să lanseze această dezbatere, este doar începutul unei dezbateri. Au fost puse pe tapet 5 scenarii, sigur că varianta finală poate să fie una dintre ele sau o combinație dintre cele 5 în funcție de cum se vor înțelege statele membre. Este, și din acest punct de vedere, eu cred că este un semn de mare transparență și democrație faptul că s-a lansat această dezbatere publică în toate statele membre. Și am avut deja săptămâna trecută prima întâlnire cu cetățenii din Polonia, în Seimul polonez, chiar a doua zi după ce președintele Juncker a lansat această dezbatere. Pare bine să vin pentru prima mea vizită în 2017 la dumneavoastră împreună cu studenții. Pentru că cred că dumneavoastră trebuie să aveți un cuvânt de spus. Ați văzut experimentul Marii Britanii în care, din păcate, tinerii n-au reușit să-și impună punctul de vedere. Până la urmă este vorba de viața dumneavoastră, pentru că de Uniunea Europeană în care dumneavoastră veți dori să trăiți, să munciți și cred că trebuie să vă spuneți părerea. Sigur că avem și noi experiența noastră și încercăm să ne facem auzită vocea, dar toți actorii principali și, în general, societatea civilă cred că ar trebui să aibă un rol mult mai mare în a arăta beneficiile Uniunii Europene. Am vorbit de programul Erasmus, pot să vorbesc din punct de vedere economic, răspunde un portofoliu legat de fondurile europene. În România, 70% din toate investițiile publice provin din fondurile europene. Încheiem acum exercițiul financiar 2007-2013, care a demarat cu dificultăți, dar totuși avem 90% absorbție, 17 miliarde de euro care au intrat în economia românească, care au creat aproape 10.000 de locuri de muncă. Sigur, capitolul transportului este cel mai întârziat, dar pe de altă parte, în cercetare, avem acest proiect Falion legat de laser pentru întreaga Europa, de la Mângurele, deci s-au făcut foarte multe lucruri. Se puteau face mai bine, dar beneficiile pe care România le are ca urmare a apartenenței la Uniunea Europeană sunt de nepăgăduit. Deci, în principal, cele 5 scenarii probabil că le știți. Eu aștept întrebările dumneavoastră. Nu știu dacă e cazul să fac o prezentare a acestor scenarii. În principiu se vorbește de cea de-a treia și de cea de-a cincea. Prima este de a merge așa cum am demarat la începutul acestei comisii. A doua este legată mai mult de a transforma Uniunea Europeană într-o piață unică. A treia este legată de ceea ce și este atât de atacată pentru că Franța și Germania și-a exprimat preferința pentru cea de-a treia. Și aceasta a generat o mare reacție de respingere în țările din Europa Centrală și de Est. Noi nu folosim, și n-aș vrea să folosesc această expresie a Europei cu două viteze, pentru că ea există de fapt, trebuie să fim realiști. Avem spațiu Schengen, avem țări care nu sunt în euro și avem un spațiu al zonei euro. Deci, din acest punct de vedere, cum să spun, este clar că singura noastră șansă pentru o țară ca România, preferința mea, sigur eu pe toate, este scenariul 5 de a merge împreună, de a participa împreună la toate programele, de a împărți solidaritatea, de a avea în continuare o politică de coeziune care să contribuie la reducerea inegalităților istorice. Așa cum spuneam și la Parlament, fondurile pe care le gestionez eu au aniversat 42 de ani. Deci rămâne în seama istoricilor că se spună undeva ar fi fost România dacă ar fi folosit aceste fonduri încă de acum 42 de ani. Singur, datoria noastră este de a maximiza impactul pentru a ceea ce avem acum și trebuie să fim conștienți că poate este ultima noastră șansă istorică de a avea o asemenea concentrare de fonduri, pentru că odată cu Brexit-ul și cu alte provocări pe care le avem, domnul Decan este responsabil pentru migrație, deci migrația, securitatea internă, securitatea externă, este clar că presiunile asupra bugetului de după 2020 sunt foarte mari, iar Comisia va trebui să vină la sfârșitul acestui an cu o propunere către Parlamentul European
privind proiectul de buget pentru perioada financiară 2020-2027. Deci este datoria noastră să ne batem pentru a avea această solidaritate. Eu, ca experiență personală, vă spun că am ajuns în Parlamentul European ca observator în anul 2006. Erau două persoane izolate, Marie Le Pen și cu tatăl său. Acum avem o treime din Parlamentul European care aparține unor curente naționaliste extremiste, deci situația s-a schimbat dramatic. România rămâne una dintre țările cele mai optimiste din punct de vedere al viitorului Uniunii Europene și trebuie să ne batem să rămână la fel. Dar vreau să vă spun și este convingerea mea fermă că Uniunea Europeană nu poate face miracole atâta vreme cât statele membre nu-și fac datoria. Și eu cred că acest joc care se practică de foarte mulți ani de zile, că tot ceea ce este rău vine de la Bruxelles, de la birocrații de la Bruxelles și tot ceea ce este bun vine din statele membre, cred că acest lucru trebuie să înceteze, pentru că, în primul rând, că nu e corect, nu e drept, nu e onest. Foarte multe lucruri bune vin de la Uniunea Europeană. Chiar vorbeam cu comisarul, colegul meu, comisarul Moedas, care este responsabil de cercetare, îmi povestea, m-a informat că sunt cel la Manchester, la Universitatea din Manchester. Și împreună cu unitatea din Marea Britanie, am informat că în această universitate Uniunea Europeană pentru clădire a adus aproape 300 de milioane de euro. Bineînțeles, când s-a dus acolo, nu era niciun semn al Uniunii Europene. Iar când l-a întrebat pe domnul rector cine a făcut această superbă clădire, a fost Lord Mayor. Deci, până la urmă, cred că responsabilitate împărțită înseamnă și obligații legale pentru toate statele membre. Începem cu discuția aceea 2014-2020, avem absorbție zero în anul 2017. Deci, dacă dumneavoastră spuneți cum aș putea avea eu argumente sau membrii Parlamentului European, oricât de patrioți ar fi, să se bată pentru un buget cel puțin egal, atâta vreme cât statele membre nu pot demonstra pe hârtie că pot folosi acești bani și că au nevoie de acești bani, deci cred că trebuie să privim adevărul în față și să vedem că fiecare putem la nivelul nostru să facem ceva. La nivelul Comisiei Europene, la nivelul Parlamentului Național, care face legi și care are responsabilitatea sa, la nivelul administrației locale, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, orașele vor avea de gestionat în mod direct proiecte. 39 de orașe, reședință de județ, au la dispoziție milioane de euro pentru a avea proiecte de calitate. Și cred că trebuie să ne uităm la slăbiciunile noastre, de ce am avut întârzieri, la capacitatea noastră administrativă. Noi suntem la dispoziție, din punctul meu de vedere, vă asigur că eu, serviciile mele, Comisia Europeană, este aici ca să ajute statele membre să implementeze proiecte de calitate care să schimbe în bine viața oamenilor. Și cred, așa cum spuneam mai devreme, că nu există județ, localitate în care să nu se vadă rezultatele acestei politici de coeziune. Din păcate nu prea se vorbește despre asta. Eu am candidat în 2009-2014, am fost responsabilă pentru Ardeal și am aflat cu greu de plință pe linia de tramvai din Cluj, făcută pe fonduri europene, pentru că și acolo, bineînțeles, autoritățile locale întotdeauna și nu numai. Deci, în general, autoritățile locale nu pomenesc faptul că fondurile provin de la noi. Iar când vine vorba de implementare, e 100% responsabilitatea statelor membre. Nu putem noi face proiectul de la Bruxelles, nu putem merge noi pe șantiere să vedem cum se face, nu putem noi controla licitațiile. Deci aici este vorba de viteza cu care statele membre, iar birocrația, îmi pare rău, din punctul de vedere al politicii de coeziune, nu vine de la Bruxelles. Noi milităm pentru simplificare, pentru a face viața la beneficiarilor mult mai ușoară. Chiar vorbeam cu Unitatea de România, e aici doamna ministru, care probabil știe, avem proiecte întregi, 600 de pagini, 800 de pagini, 1000 de pagini, fiecare pagină care trebuie parafată, care trebuie însemnată, aceasta nu este o cerință a Uniunii Europene. Și nu este drept să se spună că acestea sunt cerințele Uniunii Europene.
Deci, din acest punct de vedere, eu cred că trebuie să lucrăm mână în mână, Comisia Europeană și statele membre, așa încât să facem viața beneficiarilor mult mai ușoară, să poată folosi aceste fonduri, să poată folosi aceste șanse. Iar din punctul nostru de vedere, suntem gata să oferim asistență tehnică, servicii de calitate, din păcate observ că avem foarte multe instrumente de care unele state membre nu sunt conștiente că le avem, pentru că nu le putem oferi decât la solicitarea statelor membre. Avem acest program de timp de peer to peer. 24.000 de lucrători cu fonduri europene în toate statele membre. Eu dacă astăzi primesc o solicitare din România, că de pildă nu se merge bine ca achiziții publice, mâine ne putem primite experți din alte state care au avut performanțe în acest domeniu. Dar constat că de foarte multe ori nu primim aceste solicitări. Deci este foarte important să ne putem completa unii pe alții și să lucrăm mână în mână unii cu alții. Aș vrea să intru în dialog cu dumneavoastră și să vă răspund mai degrabă de a continua, pentru că nu știu exact care sunt domeniile care vă interesează cel mai mult. Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc tot pe o congresă, pe unul dintre dumneavoastră vă cunosc, vă mulțumesc că vă datorația să vă revăd, iar celor tineri, studenților, nu pot decât să vă urez succes într-o Europa mai bună, mai prosperă, pe care sper să o putem defini împreună. Pentru că, așa cum spuneam, repet, revin la ideea inițială, este pentru prima dată pentru România, ca membru al Uniunii Europene, când își poate face cu adevărat auzită vocea sau început aceste dialoguri în parlamentele naționale cu cetățenii, iar în cadrul Consiliului din decembrie de la Bruxelles, președintele României care reprezintă statul în Consiliul European, probabil că va veni cu o propunere, o soluție, un punct de vedere clar exprimat pentru cum vrea România să meargă mai departe în cadrul acestei familii europene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Preiau de la dumneavoastră mesajul dialogului și rog pe studenți să se înscrie la întrebări. Ia să vedem, deja avem, fiind responsabil cu microfonul, profită și pune prima întrebare. Te rog să te prezinți, evident. Cu tot oameni. Enes, mă termin anul 2, Facultatea de Științe Politice. E foarte bine că domnul profesor a adus în discuție cât de reprezentați suntem mai tineri în Uniunea Europeană. Adică aș fi vrut să văd din partea Uniunii Europene o integrare mai mare asupra informării, ceea ce face Uniunea Europeană zilnic. Aș fi vrut să văd un post de știri care să ne informeze mai mult și în același timp, poate că ar trebui să vedem niște acte de identitate care sunt la nivel european, să se regăsească la nivel european, cum sunt pașapoartele. Ar fi foarte important pentru noi tineri asta. Prima întrebare, dacă s-ar putea spre viitor să vedem un asemenea proiect. Și a doua întrebare e legată de cele 5 scenarii. Eram citit și eu cele 5 scenarii și întrebarea mea a fost în ce grupuri se va găsi România în funcție de cele două viteze pe care Uniunea Europeană le va lua. Și ce domenii va... Nu cred că doamna comisar poate să vă spun de locuri. Dar măcar partea cum putem să ne apropiem mai mult de tineri și cum să informăm pe cetățenii europene mai bine. Adică trebuie să lămurim un lucru. Auzim foarte des reproșuri făcute celor care lucrează la Bruxelles și anume că nu reprezintă interesele României. Doamna comisar, în Comisia Europeană, eu, membru în Comitetul Economic și Social European, nu reprezentăm interesele României. Noi reprezentăm interese europene care există în România. Deci suntem la un alt nivel. Reprezentarea națională aparține autorităților naționale, Parlamentului, Guvernului, așa cum reprezentarea locală aparține autorităților locale. Este o confuzie uneori voită de nivelul de responsabilitate. Alte întrebări, să culegem mai multe întrebări. Eu o întrebare aici, două. Ia. După ce te arbiți, să știi că mai este cineva. Sunt Sarian Popovici, de la Paula de Drept la Universitate. Și întrebarea mea puțin mai juridică, legător cu legalanța între Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Se vorbește destul de des, din ce în ce mai des, de aderarea Uniunii Europene la Consiliul Europei ca să fie să fie judecate cazurile în fața CEDO, care au legătură cu aplicarea dreptului omului față de Uniunea Europeană.
Iar mulți oameni critică acest lucru pentru că Uniunea Europeană, evident, nu este un stat. Dar întrebarea mea este, de ce nu se încearcă găsirea unui mecanism prin care Uniunea Europeană să adere sau să existe cumva o unire între Consiliul Europei și Uniunea Europeană ca să fie specifică acest tip de organizații? De exemplu, ar putea să fie pusă o parte din competența pe care acum are Uniunea Europeană sub competența CEDO. Mulțumesc, mai este o domnișoară aici în față, te rog, pe aici. Pentru înregistrare, pentru posteritate, pentru nu spun cine, dar trebuie să aibă informații. Vreau să mulțumesc de dragă la masteratul Brinde. Întrebarea mea se referă la ce a spus mai devreme legat de absorpția fondurilor, pentru că se spune că omul a fost văzut de zero. Și întrebarea este cum se vede acest lucru la Bruxelles, această întârziere și această și care ar fi impactul asupra întregii construcții europene, pentru că știm ce se spune în aici, în acest problem. Vreau să știu cum se vede la lucrurile. Bun. Acum mai luăm o întrebare, ca să știe cine. Mai e cineva care pe afară, pe acolo? Radeș Rădoiu, anul întâlnit, Facultatea de Științe. Hai, trebuie să-ți vedem pe față, că da, eu, de exemplu, nu te văd. Da. Te știu, dar nu te văd. Poate că ești. În ce măsură au fost implicați comisarii în redactarea documentului, în redactarea cărților? Ai citit știri pe tot felul de bloguri, lasă că știu. Bun, asta este prima parte a întrebărilor. O să văd pe doamna comisar Crețu să răspundă la acestea și apoi mai luăm încă un gând de întrebări. Deci, în primul rând, referitor la prima întrebare legată de care eu cresc așa, cum am spus și în cadrul cuvântului meu introductiv, cred că a fost cea mai mare slăbiciune a Uniunii Europene. Pentru că, îmi aduc aminte, deci, în ultimii ani, în fața tuturor denigrărilor, vă aduceți aminte, pentru că s-au ridicat barierele de pe piața muncii în Marea Britanie, Bruno Farage vorbea de 2 milioane de români care vor invada Marea Britanie. Am zis ca un exemplu în suita denigrărilor la care a fost supus Uniunea Europeană. Și mi-aduc aminte că, așa cum spuneam, în perioada în care am fost membru al Parlamentului European, în toate grupurile politice spuneam că nu e dat să ne coborâm atât de jos și să ne replicăm. Și cred că am făcut o greșeală, pentru că noi trebuia și de, încă de mulți ani înainte să spunem că aceste lucruri sunt minciuni și am lăsat aceste minciuni să se perpetueze. Foarte corecți, acesta a fost și cazul Marii Britanii, domnul prim-ministru Cameron și-a construit cariera predicând Uniunea Europeană și după 10 ani în care spui că tot ce e rău și vine de la birocrație, de la Bruxelles, mi-a fost foarte greu 2 luni, 3 luni să mai verifică curanța Marea Britanie, că de fapt e invers, că Marea Britanie are de beneficiat de pe urma Uniunii Europene. Deci, în acest punct de vedere, într-adevăr, sunt puțin dezamăgită despre faptul că în România nu se vorbește suficient de mult despre problemele europene, nu reușim și fac apel și la dumneavoastră și la serviciile mass media de a acorda mai mare atenție, pentru că până la urmă, prin a nu vorbi despre beneficiile Uniunii Europene, practic acceptăm ideea că foarte multe lucruri rele vin de la Uniunea Europeană și Uniunea Europeană este un lucru rău, deși noi suntem o țară care nu avem decât de beneficiat de membru la Uniunea Europeană. Deci, în acest punct de vedere, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să facem un efort colectiv legat de o informare mai mare referitoare la beneficiile apartenenței noastre și, așa cum spuneam, este poate momentul cel mai propice pentru că se lansează aceste desparte. Sper ca și mass media să fie implicată în organizarea unor astfel de desparte în universitățile. Deci, dacă putem crea un trend
la nivel național de a ne pune cu toți întrebarea, pentru că ne îndreptăm, ne impunem noi vocea României. Cum putem să facem alianțe, să ne găsim prieteni, să ne putem susține punctele de vedere. Din acest punct de vedere, cred că ar fi un mare câștig. În ceea ce privește tineri, într-adevăr, până la urmă, dumneavoastră sunteți viitorul Uniunii Europene. Cred că am văzut că sunt foarte multe propuneri. Trebuie să mergem mai departe cu programele care se adresează în mod direct tinerilor. Avem ceea ce se numește garanția pentru tine. Din păcate, România a returnat o parte din banii pentru garanția pentru tine, neavând proiecte suficiente. Dar eu sper să învățăm prin aceste lecții. Avem programul Erasmus, care merge mai departe. Avem propuneri de la Interreg. Există o propunere ca fiecare tânăr care împlinește 18 ani să aibă posibilitatea să aibă excursii de documentare două săptămâni din Europa, de a vedea cum funcționează lucrurile. Aceste lucruri urmează să fie aprobate de către Parlamentul European și de Consiliu. Dar propunerea există. Sunt conștientă de faptul că România are această problemă legată de necomportanța între universități și cerința de pe piața muncii. Deci, din acest punct de vedere, cred că ar trebui să ne atentăm mai mult la ce este nevoie, ce se cere pe piață, pentru că nu face universități doar pe dragul de a face universități și a pierde aceste creiere care nu știu să se scloc pe piața muncii și a tineri care aleg să plece în străinătate. Sunt foarte puține cazuri de oameni care se reîntorc după ce studiază în străinătate și cred că este datoria noastră să începem să le dăm condiții, adică a noastră, a guvernelor naționale, vorbesc, de a le crea condiții tinerilor și a rămâne în țară, pentru că eu cred că această slabă capacitate administrativă de care vorbeam mai devreme se datorează și faptului că foarte mulți dintre specialiști au optat să plece în străinătate. Și avem la nivelul administrativelor locale, nu întotdeauna, oameni cu cea mai bună expertiză, oameni cu cea mai bună competență. Deci, nu am notat aici comisarii, dar nu știu care a fost întrebarea de la noi. Legată de precizarea pe care și domnul decan a făcut-o, într-adevăr, noi suntem 28 la ora actuală de comisari europeni. Suntem comisari europeni care fiecare provine dintr-o țară. Dar avem portofoliul noastră, iar eu sunt responsabilă de cele 28 de state membre. Sunt un comisar european care provine din România. Dar am datoria de a avea aceeași atenție față de toate statele membre. Sigur că, până la urmă, inima mea este aici, dar îmi fac datoria la nivelul celor 28 de state membre, traduc în mod egal toate cele 28 de state membre. Deci, în legătură cu întrebarea domnului de la drept, eu nu am științe juridice, știu că există această, nu am trecut cibernetica, ASEU, știu că există această chestiune legată de CEDO, cele mai multe vin din supraaglomerările legate de penitenciare, am oferit Guvernului României soluții, am primit până acum solicitări de a face ceva în acest sens. Sigur că Uniunea Europeană nu este un stat, dar noi am aderat la acest proiect. Nimeni nu m-a forțat un stat membru să adere la acest proiect, din contră, cred că a fost obiectivul nostru cel mai important de după Revoluție, acela de a adera la Uniunea Europeană și la NATO, iar această apartenență vine cu niște principii fundamentale pe care trebuie să le respectăm, referitoare la statul de drept, referitoare la partea economică, deficit și așa mai departe. Deci, separația puterilor există, nu am înțeles foarte bine întrebarea legată de ce doi instituții separate, Uniunea Europeană instituție separată, iar România este membru al Consiliului Europei de foarte mulți ani, încă din 93. Ideea
ce era Uniunea Europeană ar adera, dacă am înțeles bine. Uniunea Europeană ar fi o tendință, cel puțin la nivelul unor decizii, de a cere ca Uniunea Europeană să adere la sistemul. Aceasta e întrebarea? Da, da. Da, există, adică, de unele competențe de justiție al Uniunii Europene? Curtea de justiție a Uniunii Europene ține cont și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului atunci când verifică dacă un anumit act organizațional ori comunitar este conform cu dreptul Uniunii Europene. Dacă la nivelul întregii Europe, cedul este competent pentru a face interpretarea tratatului. Atunci există posibilitatea să existe interpretări divergente între cedul și Uniunea Europeană. De asta, întrebarea mea era dacă nu se poate face eventual o colaborare mai strânsă între Consiliul Europei și Uniunea Europeană pe acest domeniu. Deci, comisarul responsabil pentru justiție este Corina Crețu, care provine din Cehia. Și din câte știu, există o colaborare foarte bună între Uniunea Europeană, CEDO și alte instituții referitoare la apărarea statului de drept în toate statele membre. Se lucrează acum la acest nou proiect legat de procurorul european și toate aceste instituții nu fac decât să meargă mână în mână pentru a se asigura că în statele Uniunii Europene sunt respectate drepturile și libertățile tuturor, dar pe de altă parte, sigur, eu sunt implicată în acest punct de vedere doar pentru a mă asigura că banul european este bine cheltuit conform regulamentelor Uniunii Europene. Și din acest punct de vedere, vă asigur că pentru noi 0% toleranță la fraudă se aplică. Sunt bucuroasă să vă spun că avem aproape 4% erori, pentru că știți că în fiecare an eu trebuie să raportez în fața Comisiei de Control Bugetar din Parlamentul European. Anul trecut au fost 4% erori în ceea ce privește politica de coeziune, din care sub 0,5% au fost fraude. Restul provin din neînțelegerea regulamentelor, achiziții publice, nerespectare, deci din acest punct de vedere, mă refer la media Uniunii Europene. Iar noi lucrăm mână în mână și cu OLAF și cu CEDO și cu toate instituțiile de abilitate. Deci din acest punct de vedere, vă asigur că această toleranță zero se traduce în ceea ce privește portofoliul meu, imediat cum există suspiciuni, noi suspendăm fondurile, suspendăm programele până când se clarifică situațiile legate de eventuale încălcări ale legislației europene. Acest răspuns mă trimite la cea de-a treia întrebare a doamnei de la Relații Internaționale. Fondurile, cum se vede această întârziere? Este o politică care a devenit foarte complexă și trebuie să recunosc că nu a mai fost reformată de 25 de ani. Nu s-a mai schimbat. Noi ne-am angajat să discutăm cu Parlamentul European, cu Comitetul Regiunilor, cu statele membre, pentru a reforma această politică de coeziune care a devenit foarte stufoasă și, într-adevăr, din ce în ce mai greu de accesat. Sunt foarte nemulțumită și tristă atunci când văd de pildă tineri întreprinzători care renunță să mai apeleze și să mai acceseze fonduri europene pentru că consideră procedurile mult prea complicate, stufoase, birocratice. Dar, așa cum spuneam, propunerile noastre de simplificare pe care, de fapt, ne introduce încă din acest exercițiu financiar, trebuie să meargă mână în mână cu propunerile de simplificare la nivel național. Pentru că dacă regulamentele europene se simplifică, iar statele naționale adaugă condiționări în plus, ceea ce noi numim la curse fenomenul gold plating, nu facem nimic. Deci, din acest punct de vedere, la începutul perioadei de programare, cam toate statele membre au registrat întârzieri. Eu sper, totuși, o să am mâine întâlnirea cu primul ministru, miniștrii responsabili pentru fonduri europene, să reușim să demarăm implementarea proiectelor
pentru perioada 2014-2020. Impactul asupra bugetului și asupra construcției europene, v-am spus de la început, nu cred că este un secret pentru nimeni că această politică de coeziune este atacată. Foarte multe țări consideră că aceștia sunt bani necontrolați, că avem la Bruxelles foarte multe nevoi legate de migrație, securitate internă, securitate externă, iar pe de altă parte avem alocați bani în state membre care nu reușesc să cheltuiască acești bani. Nu suntem singura țară cu întârzieri, dar pe de altă parte nu se cunoaște că până când nu, în primul rând, urgența mărunte este ca instituțiile de certificare și de control a celor 23 de miliarde să fie acreditate. Să fim științați de către Curtea de Audit, pentru că am văzut niște știri că Uniunea Europeană nu a acreditat instituțiile, instituțiile sunt acreditate către Curtea de Conturi. Deci noi trebuie să primim o scrisoare de la Curtea de Conturi în care să ne asigure că aceste instituții sunt capabile să gestioneze cele 23 de miliarde. Pe de altă parte, avem cazuri unde aceste instituții nu sunt acreditate ca Irlanda, dar care au contractat 80% din sumă. Deci în momentul în care instituțiile vor funcționa, vor putea să trimită facturile cu contractele pe care le-au făcut și încep deja să facă plăți pe teren. România are doar 5% din cele 23 de miliarde contractate la ora actuală. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să ne grăbim puțin pentru a avea proiecte de calitate și pentru a ne asigura că nu există riscul de a pierde bani, pentru că, cum știți, până la finalul avem această regulă N+3 pentru cheltuirea banilor europeni. Deci, fiecare an în România trebuie să cheltuiască niște bani pentru proiecte de calitate. La ora actuală avem foarte multe proiecte fazate, deci din 23 de miliarde, 2 miliarde sunt deja angajate pe proiecte fazate care nu au reușit să fie încheiate în termen în exercițiul financiar 2007-2013. Vestea bună este că aceste proiecte se vor termina. Vestea proastă este că totuși din bugetul 2014-2020 deja sunt angajate mai mult de 2 miliarde de euro. Nu avem așa o critică foarte mare la ora actuală, dar va veni și momentul în care se va trage linie și se va evalua și cred că acest moment va fi momentul în care, așa cum spuneam, se va defini bugetul de după anul 2020, când bineînțeles că statele netcontributoare vor întreba unde se duc bugetele pentru acest gest de solidaritate pe care, în mod clar, statele mai dezvoltate îl fac pentru statele mai puțin dezvoltate, pentru a umple aceste decalaje istorice care există nu numai în vestul și vestul european, ci și în cadrul unei țări, de pildă în Italia, în regiunea de nord și zona de sud, în Spania. Deci, situația este gravă în statele noi membre, dar și în state care au fost foarte puternic afectate de crize, ca Grecia, Spania, Italia și care acum au și această provocare majoră legată de migrație. În legătură cu redactarea în sine a celor 5 scenarii, vreau să vă spun că am avut mai multe ședințe dedicate acestui subiect, ședințe ale Colegiului Comisarilor. Este adevărat că președintele Juncker a contribuit personal și a scris o mare parte din aceste scenarii, dar vă asigur că au existat câteva colegii extraordinare, chiar ultimul înainte de a prezenta președintele Juncker în fața Parlamentului European, a durat până la miezul nopții, iar câteva dintre propunerile comisarilor au fost incorporate în ceea ce a prezentat președintele final. Eu am contribuit pe protocolul nostru legat de bugetul Uniunii Europene și de necesitatea ca politica de coeziune să continue. Și din acest punct de vedere sunt angajat într-un dialog, în primul rând, cu statele net contributoare. Am fost foarte fericită că președintele Juncker a fost invitat la Strasbourg de către toate de către președinții de regiuni din Franța și au auzit din partea lor că este necesară această politică de coeziune.
Noi intenționăm să organizăm și la Berlin. Problema noastră și a mea personală cu Franța și Germania este că sunt foarte descentralizate, ne lucrăm direct cu regiunile și câteodată avem sentimentul că la nivel național guvernele nu sunt conștiente cât de mult contribuie politica de coeziune la dezvoltarea regiunilor lor. Deci, din acest punct de vedere, de fiindă, este pentru prima dată în exercițiu financiar 2007-2013, în anul de est, din fosta Germania de est, au trecut de la statutul de regiuni mai puțin dezvoltate la regiuni în tranziție și acest lucru se datorează în exclusivitate fondurilor europene. Deci, pe de altă parte, eu cred că statele care beneficiază de politica de coeziune, ceea ce numim prietenii politici de coeziune, trebuie să lucreze mână în mână cu statele net contributoare, statele net beneficiare, pentru că un ton care este adoptat de frică de unele state membre de agresivitate, nu cred că va contribui la ajungerea la un nivel comun. Deci cred că trebuie să avem o înțelegere și față de aceste state net contributoare care se confruntă cu foarte multe sfidări, cu foarte multe dificultăți și care vor să vadă rezultate concrete unde sunt cheltuiți banii contribuabililor din țările lor. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult! Așteptăm alte întrebări. Iată, sunt acum foarte pe tapă. Numai pe partea dreaptă am văzut. Partea stângă, stânga este sterilizată, am auzit. Da. Deci, hai, încearcă! Depinde și de tine. Numele meu este Renunța Andrea Costo, sunt masterand în anul 2 la evaluarea programelor școlice publice europene și având în vedere experiența dumneavoastră în instituțiile europene, având în vedere experiența dumneavoastră ca și comisar european, ați cunoscut și v-ați confruntat cu situațiile reale din toate statele membre. Știți foarte bine situația Poloniei, care este văzută din România și, să spunem, poate și de la nivel european, ca fiind un exemplu de bună practică în absorpția fondurilor europene. Vorbeați anterior și dumneavoastră și de faptul că veți avea o întâlnire cu factorii de decizie de la nivel național. Care ar fi 5 recomandări punctuale pe care le-ați face dumneavoastră în calitate de comisar european, mâine, autorităților, pentru a ajunge nu la nivelul Poloniei, că este ireal să spun așa ceva, dar pentru exercițiul acesta și pentru sau pentru cel viitor, pentru îmbunătățirea situației noastre ca țară. Mulțumesc! Mulțumesc că aici, Poloniei. Știți, vorbim de fostul guvern polonez, care a avut o absorbție. Schimbările care au avut loc în Polonia au afectat inclusiv capacitatea administrativă a Poloniei, aviz amatorilor. Cu siguranță, dar există totuși o diferență între noi și Polonia. Absolut. Bună ziua, numele Sandu Mihai, sunt analist de afaceri de științe politice și mă interesează câte vizite de studiu, câte vizite de studiu ați organizat pentru studenții din Polonia. Mulțumesc. În spate. Dar dă-te până una alta, că dreapta are frizat, da. Adrian Popovici, știu de întrebare. Aici se vorbește despre politica de apărare comună. O să ajungem în situația de a avea o armată europeană și de a dezvolta armamentul de aia? Continuă tot, până te bună seara, numele este Sârgă Mihai, sunt la Sociologia anul 1 și mă întrebam, am citit în Cartea Albă despre securitate, comerț, migrație, dar n-am văzut aproape nimic despre agricultură. Și care vor fi efectele acestor 5 scenarii asupra ei? Ok, mai luăm o întrebare, mai era un dedicate. Luăm toate și mai este de educație. Microfonul meu aproape. Anul 2. Întrebarea mea e legată de Cartea Albă. În ce măsură a participat Comisarul Marii Britaniei, dacă a participat la redactarea acelor 5 scenarii? Da. Și ultima întrebare din lotul ăsta. Mulțumesc. Mădălin Vitaru, anul 3, studiu de muncă.
S-a discutat un pic mai devreme despre perspectivele asupra cadrului financiar multianual pentru 2021-2026. Există și alte riscuri în privința fondurilor de coeziune și celor de dezvoltare regională, în sensul să se modifice dimensiunea lor, alocarea lor, să supere sau varianta pozitivă să aibă loc, să fie adăugat un surplus în privința acestor măsuri. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur foarte mult, în primul rând, să văd și să constat că sunteți conectați la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și eu cred că acest lucru este cel mai important, să începem să dialogăm și să aflăm ceea ce se întâmplă și, sigur, nu este chiar o surpriză pentru că toți studenții români sunt foarte motivați și buni. Din păcate, nu întotdeauna meritele lor sunt după aceea răspătite așa cum trebuie. Dar vă asigur că am stat de vorbă cu studenții foarte multe țări și sunt mândră când sunt în instituții din România. Și la Iași am participat, deci avem centru universitar cu care putem să ne mântuim cu adevărat. În legătură cu prima întrebare, legată de Polonia. Polonia a aderat cu 3 ani înainte de noastră. Polonia este principal beneficiar cu fondurilor europene. Are la dispoziție peste 80 de miliarde în următorii ani. Într-adevăr, au și știut să-i folosească. Au avut și ei comisarul pentru politică regională, dar nu acum, chiar de la începutul perioadei de programare, după care a fost inclusiv președinta Comisiei pentru Politici Regionale din Parlamentul European, dar, sigur, nu datorită dânsii, ci așa cum spunea domnul Decan, fostul guvern, guvernul Tusk, este cel care a accelerat absorpția fondurilor europene, mai ales în privința infrastructurii. Deci, din acest punct de vedere, saltul lor este imens. Nu vreau să fac comparații legate de miile de kilometri de autostradă. Noi avem acum, de pildă, o prioritate negativă privind aeroporturile regionale, numai datorită Poloniei, pentru că au făcut foarte multe aeroporturi care nu se justifică, milioane de euro pentru aeroporturi unde sunt 20 de pasageri pe lună, foarte apropiate unele de altele și ne luptăm cu Curtea Europeană de Audit să ne permită să aprobăm în alte state membre aeroportul regional, pentru că situația nu este aceeași. Deci, din acest punct de vedere, sigur că avem de învățat din felul în care au demarat și, în general, nu numai de la ei. Deci, ceea ce cred că a lipsit României a fost o bună pregătire de dinainte de aderare. Mie îmi spuneau colegii spanioli că, înainte de aderare, ei au avut mii de oameni la Bruxelles care s-au pregătit și încă din prima zi a aderării lor la Uniunea Europeană au depus proiecte. Deci nu ne-au trebuit, aduceți-vă aminte că în perioada 2007-2011 rata de absorbție a fost de 4%. Și acum, dacă avem aceste pierderi și dezangajări de fonduri de 2 miliarde pentru perioada 2007-2014, toate acestea provin din primii ani de început, când noi nu am fost efectiv pregătiți. Deci, de când am devenit comisar european, în anul 2015-2016, România nu a pierdut niciun euro din alocații pe care le-a avut la dispoziție, iar cele 2 miliarde de euro, cei 10% pe câteva de euro care vor fi pierduți, provin din perioada de început, când a fost nevoie să pregătim acești experți, care, în opinia mea, ar fi trebuit să fie pregătiți înainte de aderare. Cred că nu ar fi foarte politicos să vă spun acum ce sfaturi o să le dau celor de la guvern, pentru că eu nu sunt comisar sovietic, eu nu sunt comisar european. Eu vin să ajut, nu vin să impun nimic, mă pun la dispoziția
guvernului împreună cu toate serviciile noastre să ajutăm să depășim aceste întârzieri. Deci, din punctul meu de vedere, sunt lucruri publice. Sigur că vom intra în detalii tehnice, dar din punct de vedere al mesajelor, acestea sunt deja publice. Deci, în primul rând, prioritatea numărul 1, acreditarea instituțiilor. În al doilea rând, îndeplinirea condiționalităților ex-ante. Mai avem din cele 25 de condiționalități, 5 într-o situație destul de gravă, legată de achiziții publice, de transport rutier și al rutier și feroviar. Așa, rutier și feroviar. Mai, nu avem încă harta nevoilor sanitare, nu avem încă harta deșeurilor necesare ca să știa. De fapt, aceasta e problema. Avem bani la Bruxelles și nu știm unde, cum, cât să investim, nu avem proiecte. Deci, vă dau un exemplu sănătății. Deci, avem 400 de milioane de euro pe perioada 2014-2020. 150 de milioane sunt deja examate. Știți cum am dat pentru cele 3 spitale regionale. Am reușit, avem localizările, avem amplasamentele. Guvernul a reușit să, în sfârșit, să încheie acest contract pentru studii de fezabilitate cu Banca Europeană de Investiții. Deci acest lucru este o garanție că vor fi studii de fezabilitate de bună calitate. Vor lua încă 6-8 luni de zile până la încheierea acestor studii de fezabilitate, după care vor începe licitațiile pentru lucrări. Speranța mea este ca măcar în anul 2018 lucrările pentru aceste 3 spitale regionale să pornească, pentru că dumneavoastră știți foarte bine că lucrările de infrastructură nu sunt lucrări care se pot face peste noapte. Deci, pentru a nu se pierde bani europeni, eu cred că 2018, maxim, începutul 2019, lucrările pentru cele 3 spitale regionale, Cluj, Craiova și Iași, trebuie să înceapă. Dar pe lângă acești bani, 400 de milioane minus 150, înseamnă că mai avem încă 250 de milioane pentru modernizarea unor unități sanitare. Am vizitat modelul Institutul Barcon, o aripă complet realizată pe fonduri europene. Vă dau exemplu spitalul din Bistrița, care după părerea mea este un spital panion, despre ce acum au reușit să-l renoveze și să-l dezvolte pe fonduri europene. În Iași, de asemenea, un institut de probleme de inimă care a fost renovat până la ora asta pentru aceste 250 de milioane de euro, din care noi considerăm că am putea renova încă 280 de unități sanitare, nu avem proiecte. Deci noi nu finanțăm vise, noi finanțăm proiecte concrete, cu studii de fezabilitate la zi, cu studii de fezabilitate de proiecte mature, proiecte de calitate. Deci aici cred că stă slăbiciunea noastră, faptul că nu avem capacitatea de a avea proiecte. Sunt puțin îngrijorată, vă spun sincer, în domeniul transporturilor avem proiecte fazate, care nu s-au care nu s-au încheiat la timp, avem proiecte retrospective, acest salt în absorbția fondurilor europene se datorează faptului că am făcut această excepție și am luat toate creditele BEI și BEP pe care le avea România, așa numitele proiecte retrospective, deci proiecte care sunt funcționale, nu este autostrada Soarelui, dar Timișoara Arad, de asemenea, dar pentru care Guvernul României plătea în continuare credite la BEI și BEP. Deci erau o parte făcute din fonduri europene, o parte din fonduri naționale și o parte din credite. Am avut această discuție cu DigiDigio, am găsit cereri de la Guvernul, de la domnul Teodorovici, care zăceau de peste 2 ani la Comisia Europeană. Am avut această discuție cu colegii mei. Mi-au spus că este un efort pe care ei trebuie să-l facă, aceea de a revedea din nou toate licitațiile. Și am spus că eu cred că merită să ajutăm aceste state, încă nu mai pentru România am aprobat proiectele prospective, să își mărească absorbția fondurilor europene. Deci, din păcate, acest salt pe multe ori nu se datorează faptului că s-a întâmplat pe teren, ci pentru că am preluat inclusiv acea solicitare de a plăti noi salariile celor care lucrează în domeniul fondurilor europene. Deci acest salt în absorpție provine din lucruri care toate sunt puțin artificiale, nu din lucrări pe teren efectiv, așa cum s-a întâmplat în Polonia. Dar, vă
despre unde în Polonia nu mai este un exemplu de oferit, cred, în opinia mea. În ceea ce privește absorpția, sigur că lucrăm, săptămâna trecută am fost în Polonia, lucrăm, dar îi vor afecta foarte mult pozițiile politice pe care le au în urmă perioadă. În legătură cu vizitele de studii, eu, ca persoană fizică, vă pot invita pe banii mei, dacă vreți, dar nu am nicio posibilitate ca și comisar să ofer curse sau să ofer vizite de studii. Am avut posibilitatea cu parlamentar european. Orice parlamentar european are posibilitatea să aibă 80 de invitați pe an. Și vă asigur că am avut, când am fost parlamentar european, o proporție egală de primar care au și nevoie de experiență de la Bruxelles, studenți în vizite de studiu la Bruxelles, de 2-3 zile. Și la tot la acelea preferiți. Acum, ca și comisar, eu nu mai am nicio posibilitate de a oferi, noi, ca și Comisia Europeană, avem programe de studii, sunteți, puteți să aplicați pentru stagii la Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că eu am posibilitatea de a angaja un stagiar și am spus de la început la ce să fac român și am deja al cincilea stagiar, pentru că vin pentru cinci, dar ei dau niște examene, nu-i aleg eu. Prin Serviciul de Resurse Umane al Comisiei Europene și din acest punct de vedere sunteți invitați să vedeți toate posibilitățile pe care le aveți pentru a veni și a avea curse, studii și așa mai departe. Vizitele de studii sunt oferite de Parlamentul European. Dar să veniți cu soluții sau de... Ba da, nu știu. Dar nu te aud de tine. Chiar nu este. Deschis? Da. Vreau să vă ofer o propunere. Să vorbiți cu colegii dumneavoastră de a organiza vizite de studiu pentru studenții români. Din păcate, nu am observat. În fapt, nu am observat la Europa. Colegi, la parlamentar te referi. Da, da. Nu mai sunt colegii dumneavoastră. Spuneam mai devreme că 350.000 de studenți români au beneficiat de această posibilitate oferită prin programele Erasmus, e aici și doamna Angela Pistea, care este șefa reprezentanței Uniunii Europene în România, pun în contact. Poate că împreună vom reuși să demarăm un proiect adresat studenților, împreună cu colega mea, doamna comisar Tyson, care răspunde de această garanție pentru tineri de problemele sociale și sigur că, din punctul nostru de vedere al Comisiei Europene, studiile sunt și viitorul tineretului este esențial. Iar investiția în educație este cel mai mare bun pe care îl poate oferi un stat, dar, așa cum spuneam, este și responsabilitatea statelor membre să ofere șanse și oportunități tinerilor. Un exemplu foarte bun este domnul Preda, care a organizat studenții de la universitate. Da, dar e parlamentar. Păi, nu, da, și domnul. Păi, vreau să vă dau un preda să vă... Vă dau un exemplu. Că se poate. Da. Oricum, dânsul e de grevat de responsabilitate politice, că nu mai poate fi de legitimitate. Și totdeauna, doamna comisar, nu mai reprezintă în momentul de față formativă. Trebuie să-i transmit eu domnul Moise Preda să mai plinte, poți să faci asta. Nu, dar... Credeți, îi spun eu, domnul Victor, stai din ce. Mă trebuie să mai gustat. Scuze, deci... Îmi pare rău că nu pot nimeni de-a văzut. Programul european. Știți că este o problemă care se află în dezbaterea statelor membre. Opinia președintelui Juncker este că avem nevoie de această armată europeană. Mai ales după ce ne-am confruntat cu aceste situații dramatice, tragice, legate de atentatele din Germania, de la Nisa, din... trebuie să avem nu știu, chiar o armată europeană, pentru că avem NATO, care este un scut și care este o garanție pentru asigurarea securității
continentul european, dar pe de altă parte, categoric de aia de armate europene, va avea un control din ce în ce mai mare și din câte am văzut încă din, din proiectul de buget pentru perioada pentru anul 2018 și mai ales pentru 2020 și se va pune problema pe măcarea unei a unui corp de intervenție rapidă acolo unde este necesar, pentru că trebuie să recunoaștem că contextul geopolitic este un context defavorabil. Așa cum spuneam, vorbim despre o Uniune Europeană care a reușit să menține pacea 70 de ani, în condițiile în care 10.000 de oameni mor în conflicte de război și dumneavoastră că nici Europa nu a fost ocolită. În datele de la Bruxelles, de la Nisa, sunt în continuare aceste provocări. Nu am un răspuns să dau, pentru că nu sunt de specialitate, dar, într-adevăr, aceasta este, această idee este pe tapet și este menționată inclusiv în cele 5 scenarii. În legătură cu agricultura, vreau să vă spun că o mare parte din fondurile europene pe care le avem la dispoziție sunt 650 de miliarde pentru cele 28 de state membre, se duc în mediul rural. Din păcate, s-a creat această idee că fondul pentru agricultură este destinat doar pentru a subvenționa micii fermieri. Ceea ce, în opinia mea, este un concept greșit. Și am această dezbatere cu comisarul Cogan. Eu cred că fondurile noastre trebuie puse la dispoziție și pentru ridicarea statelor din statele membre. Avem agenda urbană, unde se duc aproape 200 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă că restul se duc și în zonele rurale. Deci, din acest punct de vedere, cred că avem totuși o contradicție în legislație care trebuie, pe care trebuie să o rezolvăm după anul 2020, pentru că sunt că vorbim de orașe care reprezintă motoarea de creștere economice, ale creării de locuri de muncă. Orașele sunt localitățile unde avem cele mai multe probleme, dar și care oferă cele mai multe oportunități. Dar dacă mergem în ritmul acesta, riscăm să avem concentrări de populație, după care și restul țărilor goale. Pentru că este clar că trebuie să le oferim tinerilor posibilitatea să rămână la sate. Ambiția comisarului Pocan este ca până la sfârșitul mandatului, prin fonduri europene și prin fonduri de agricultură, să avem internet în bandă largă și în toate localitățile rurale. Eu am fost atacat în presa din România vorbind de această ambiție, spunându-mi se că nu există regiuni curte și eu mă gândesc la internet în sate. Eu cred că aceste lucruri trebuie să meargă în paralel pentru a oferi un viitor unor oameni. Acești oameni trebuie să fie conectați, să aibă posibilitatea de a-și dezvolta mici afaceri. Deci, întreprinderile mici și mijlocii în mediul rural, pentru mine, sunt o prioritate și vă asigur că lucrez mână-mână cu comisarul Cogan, care provine din Irlanda și care răspunde de agricultură și ne gândim la urban network de a dezvolta, pentru că știu ce înseamnă statul românesc, le explic tuturor că nu putem vorbi de același bun. Știți foarte bine, în Franța și în Germania este un lux, adică oamenii preferă să lucrează, să trăiască la sate. La mine, în sărași, stau lucrurile, altfel stau lucrurile. Deci știu foarte bine care sunt nevoile în satelor din România și îmi propun să contribui. Am spus, este prima vizită din acest an, dar vizitez și zonele rurale. Lucrăm pentru a pune împreună toate resursele necesare pentru a ajuta, mai ales că România este țara cu cea mai mare concentrație de populație în zonele rurale, 45%. Deci este clar că trebuie să fie o prioritate atât pentru Guvernul României, cât și pentru noi. În ceea ce măsura a contribuit comisarul Marii Britanii, comisarul Marii Britanii răspunde de securitate, de combaterea terorismului și a contribuit într-un mod foarte activ la elaborarea acestei cărțeală, dar și în general este un comisar foarte activ, pentru că are un domeniu care, din păcate, a devenit din ce în ce
mai greu. Iar vorbeam că până acum Digicom și practic înainte erau portofolii foarte ușoare legate de migrație, de terorism, pentru că ne confruntam cu asemenea probleme. Acum au devenit poate unele din cele mai grele portofolii. Deci comisarul Marii Britanii are aceleași drepturi ca orice comisar, Marea Britanie încă nu a înștiințat Comisia Europeană că dorește să părăsească în mod oficial. Uniunea Europeană deja dat timp cât sunt membri cu drepturi de plină și comisarul european este pentru combaterea terorismului, care este domnul Julian King, este complet angajat în acest proiect al construcției europene. Vă spun sincer că este un pro-european convins, singur că le crede profund votul Marii Britanii, pe care cu toții îl respectăm, dar pe care cu toții îl respectăm. Ceea ce privește riscul de importanță de coeziune, am spus mai devreme, riscurile sunt foarte mari. Deși Telemintele a spus foarte clar că nu este vorba de schimbarea tratatelor, aceasta înseamnă că nu este vorba de a schimba politica de coeziune care există prin tratat ca o politică a Uniunii Europene pentru eliminarea decalajelor și solidarității care există între statele membre. Dar sigur că, așa cum spuneam, cu toate aceste provocări, în primul rând, exemplu, aduce de la sine o reducere a bugetului european. Marea Britanie era țară net-contributoare. Estimarea noastră este că undeva între 12-15% bugetul va scădea de la sine. Vom vedea în ce măsură alte state membre vor dori să-și înmărească alocația și să compenseze. Dacă nu, va trebui să ne descurcăm cu bugetul care va fi. Deci există riscuri pentru politica de coeziune și, repet, singura noastră armă pentru a menține această politică de coeziune este ceea ce se implementează și ceea ce se întâmplă acum pe teren. Să arătăm că statele membre sunt capabile să folosească acești bani pentru spitale, școli, pentru bunătățirea vieții oamenilor, pentru întreprinderile mici mijlocii care reprezintă coloana vertebrală a oricărei economii. Deci, și din acest punct de vedere, riscul există. Eu vă asigur că, din punctul meu de vedere, nu renunț, cred că este datoria mea să mă bat pe o politică de coeziune, cel puțin la nivelul actual, dar sigur că nu sunt foarte optimist, pentru că știu cât de provocat sunt. Din acest punct de vedere, trebuie să țineți cont de un lucru. Politica de coeziune fără politică de solidaritate nu se face. Țările din Europa, de Est, România inclusiv, nu prea s-au arătat solidare cu restul țărilor din Europa, aflate în prima linie a crizei umanitare. Vorbim despre o criză a migrației, dar este vorba despre o criză umanitară provocată de intervențiile unor puteri străine și ostile Uniunii Europene, războaie civil. Și mă refer la intervenția Rusiei, care prin intervenția sa, prin politicile agresive ale Turciei, au creat un flux de migranți care reprezintă o gravă criză umanitară, cea mai gravă criză umanitară de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Și în fața acestei crize umanitare, țările din Europa Centrală și de Est au spus nu. Vor bani pe coeziune, dar nu vor solidaritate. Uniunea Europeană înseamnă și. Și atunci cred că merită să avem o dezbatere serioasă în România și pe această temă, în condițiile în care propunerile Comisiei Europene au fost primite cu foarte multă ostilitate în România. Era vorba despre un număr mic de refugiați care urmau să fie aruncați în România. Alte 5 întrebări ultime. Poți să vă repetiți Deci, în primul rând, da, noi avem această discuție legată de migrație. Eu cred că trebuie să diferențiem atâta Polonie și Ungarie față de acelor alte state din Estul European.
România a avut într-adevăr la început o poziție destul de agresivă față de ce aș votat împotriva cotelor pentru migranți, dar sunt de acord cu principiul acesta că solidaritatea este un lucru cu dublu sens și trebuie să fie reciprocă. Deci, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că migranții înșiși nu-și doresc să trăiască în unele state, inclusiv în România. Eu cred că România este o țară care compensează acest lucru prin faptul că este al doilea contributor în ceea ce privește Frontex-ul, acest program de apărare a frontierelor externe. Deci, nu aș fi atât de drastic cu România cum sunteți dumneavoastră. Dar vreau să vă asigur că noi am devenit foarte flexibil pentru a ajuta cu fonduri europene. Suntem deschiși și dacă statele membre vor să schimbe programele operaționale, să contribuim cu fonduri europene, pentru că eu sunt conștient că aceste programe operaționale au fost încheiate atunci când această provocare nu exista. Italia a solicitat pentru programul 2007-2013 să schimbe programul Sicurența pentru a cumpăra niște nave și dacă vedeți la televizor cum în fiecare weekend aproape se salvează mii de vieți omenești prin Marea Mediterană în sudul Italiei, vreau să țineți minte că acele vase au fost cumpărate pe bani europeni la solicitarea Italiei. De asemenea, încercăm împreună cu Grecia, care cred că nu trebuie pedepsită doar pentru că are de șansa istorică de a fi așezată geografic cel mai aproape de Turcia. Sigur că aici iarăși trebuie să contribuim și să fim solidari. Și din acest punct de vedere vreau să vă spun că eu am fost impresionată când am fost în Grecia să văd deschiderea populației din Atena, care se ducea cu mâncare, cu adăpost, cu piața Sintagma, care era absolut plină de migranți. Din acest punct de vedere, este un subiect de care ne ferim pentru că este nepopular. Dar, pe de altă parte, este o realitate care ne stă în față și, într-adevăr, cred că, până la urmă, politica de coeziune va fi afectată, pentru că, așa, solidaritate, responsabilitate, când o țară se confruntă și care este cel mai mare contributor pentru la politica de coeziune și când nu vede decât agresivitate de răspuns, atunci devin și agresiv la rândul lor și spun cum ne ține bani pentru noi pentru a putea să gestionăm această criză fără precedent. Dar, pe de altă parte, repet, trebuie să recunoaștem și faptul că migranții au niște locații preferențiale, adică nici măcar în Luxemburg nu vor să stea. Nu vreau să fac comentarii de spus, dar nici nu aș vrea să fac. Ultimele întrebări, pentru că la ora 5 va începe o conferință de presă. Bună ziua, numele meu este Teodora Chiș, sunt student de la științe politice în anul 3. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru gestul dumneavoastră. V-aș avea două întrebări. Prima este legată de contextul politic din Uniunea Europeană. Am luat parte în ultimul an la fenomene precum Brexit-ul sau ascensiunea extremei drepte în Europa și cred că acest lucru ne dezvăluie o, să spun, o barieră culturală care există între instituții europene și cetățeni. Avem mișcări care fac apel la știri false, la propagandă împotriva Uniunii Europene pentru a se identifica cu acești cetățeni care au avut de suferit în urma crizei financiare și care acum sunt vulnerabilizați, în timp ce instituțiile europene sunt acuzate de deficit democratic, de o birocratizare excesivă. Cum ar putea să răspundă instituții precum Comisia Europeană astfel încât să cumva să realizeze o punte mai puternică între cetățeani și instituții. Și a doua întrebare este mai scurtă și este legată de care credeți că este viitorul proiectului pieței unice digitale în contextul celor 5 scenarii. Mulțumesc! Da, ultima întrebare. Nu mai e niciodată. Dumitrescu Tudor, de la Facultatea de Științe Politice. Este un fapt știut că există state mai dezvoltate și state mai puțin dezvoltate. Întrebarea mea ar fi dacă
aceste 5 scenarii nu ar fi chiar o soluție ca statele mai puțin dezvoltate să conștientizeze faptul că nu ar trebui să rămână în acea poziție și ar trebui să se îndrepte spre cercul de mijloc al statelor puternice. Vă mulțumesc! În legătură cu ascensiunea extremei drepte, sunt de acord cu dumneavoastră. Eu cred că s-au acumulat mai mulți factori. Despre care am vorbit în acest timp de lansat aici și care au adus la multe frustrări ale populației. În primul rând, de această criză a migrației, trebuie să recunoaștem că a dus și la multe egoisme naționale. Deci, criza migrației, criza economică, care a lovit foarte mult. Eu nu vreau să critic comisia anterioară, dar cred că această focusare numai pe programe de austeritate a îndepărtat foarte mult cetățenii de proiectul european. Pentru că, până la urmă, ideea este ce este mai bine, să decadeze deficitul de 3% sau să te asiguri că populația trăiește mai bine. Deci, aici este o dilemă ideologică pe care o am, pentru că eu sunt, ca persoană, un om de stânga, mă preocupă foarte mult dimensiunea socială, care cred că a lipsit în ultimii 10 ani, și de aceea, în toate intervențiile mele în colegiu, vorbesc despre necesitatea unei mai mari dimensiuni sociale, transpusă în politici concrete privind crearea de locuri de muncă, protecția socială, creșterea standardelor de viață, coeziunea economică și socială a statelor membre. Și sunt bucuroasă să vă anunț că luna viitoare Comisia Europeană va veni cu un proiect, cu un pachet de măsuri privind pilonul social. Deci, din acest punct de vedere, cred că aveți dreptate. Există un decalaj între așteptările pe care cetățenii le au, dar și noi trebuie să recunoaștem că avem, sunt prea multe așteptări pe Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană decide în cele mai multe cazuri. Și nici, așa cum spuneam, dacă statele membre nu vor face, nu își vor face treaba, Uniunea Europeană nu poate face miracole. Și acest lucru limbaj pe care unii oameni dau la Bruxelles, și îmbrățișează proiectul european, după care, fie în cazul României, după care se duc în țările lor și atacă Uniunea Europeană pentru toate relele posibile și imposibile, totul vine de la Bruxelles, este nedrept. Deci, sigur că criza financiară, cu fel, eu cred că tot până la trecut, din acest punct de vedere, am văzut de pildă că Italia și Spania au recuperat șomajul din rândul tinerilor, care a rămas încă foarte mare, cam la 20%, 25% pentru tineri între 18 și 35 de ani, dar să nu uităm că în 2008, când era profund criză, în Spania era 45% șomaj în rândul acestor tineri. Deci, practic, a scăzut șomajului cu 20% în rândul acestei categorii de tineri, dar, pe de altă parte, încă 20% șomaj este un procent foarte mare. Deci cred că trebuie, într-adevăr, să ne apropiem de nevoile cetățenilor. Cred că sunt lucruri, cred că trebuie să ne schimbăm și limbajul. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem. Cum ați menționat, această politică digitală, politica de integrare monetară, politica Uniunii Europene, deficit bugetar, sunt lucruri care trebuie realizate, dar nu sunt neapărat lucruri în jurul căruia putem construi un discurs care să convingă. Eu cred că discursul nostru trebuie de a merge și a răspunde oamenilor ce înseamnă să fie membri ai Uniunii Europene din toate punctele de vedere, pe înțelesul oamenilor. Deci comunicare mai multă cu un limbaj adecvat pe care să fie la îndemâna tuturor, astfel încât să facem acest proiect european cât mai atractiv și e sigur că poate că ideile cele mai bune pot veni de la dumneavoastră, care veniți cu mintea mult mai creativă decât noi, care uneori intrăm în șabloane și eu vreau să spun primul meu șoc când am devenit comisar și n-am mai început să fac singură discursurile,
a fost limbaj foarte tehnic și am spus, nu pot să dai în fața unor alieți, ba de fața unor miniștri, a unor academicieni, dar totuși ne trebuie să convingem 500 de milioane de cetățeni care nu au dus premiul Nobel să înțeleagă limbajul nostru de la Bruxelles. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să ne coborâm la și să înțelegem nevoile cetățenilor și să nu trăim într-o bulă a noastră de la Bruxelles, cu jargoanele noastre pe care nu le înțelege nimeni, NEMU, tot felul de acronime. Deci, din acest punct de vedere, cred că aveți dreptate. Piața unică digitală este un deziderat, așa cum este piața energetică. Avem aceste priorități la care președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, s-a angajat și pe care le vom duce până la capăt. Deci, din acest punct de vedere, avem comisarul ANSA, cu care provine din Estonia și care se ocupă de piața unică digitală și care cred că a făcut pași importanți în liberare în această direcție. Numai și o întrebare legată de statele dezvoltate. Dacă nu cumva acest plan ar fi doar un mesaj de alarmă ca statele nedezvoltate să se îndrepte spre statele dezvoltate, să ajungă cumva în cer? Eu cred că este, așa cum spuneam la început, este un îndemn la participare și la mobilizare. Sigur că multe din transformările cu care ne confruntăm acum sunt irreversibile și trebuie să fim conștienți de aceste lucruri. Eu cred că se vor produce și alte lucruri pe care nu le prevedem la ora actuală și întrebarea principală prin aceste scenarii este dacă Europa se lasă purtată de evenimente sau Europa va încerca să controleze aceste evenimente. Deci eu cred că noi trebuie să apărăm acest proiect mare și important prin suma contribuțiilor noastre și sigur că putem avea o voce importantă chiar în nucleul Uniunii Europene, chiar dacă suntem mai puțin dezvoltați, depinde de abilitatea noastră, așa cum spuneam, de a avea o voce, de a crea alianțe, să apărăm toate drepturile și libertățile pe care le-am obținut prin apartenența noastră la Uniunea Europeană și care, de fapt, au constituit motoare de creștere prin contribuția tuturor. Sunt convinsă că Uniunea Europeană este mai puternică și mai sănătoasă dacă vocea fiecărui stat se alătură într-o poziție unitară. Și aici cred că există o problemă în România legată de, o să încheie așa, legată de atmosfera politică din țară. Până la urmă, eu nu cred că există politicieni care nu-și doresc îmbunătățirea vieții oamenilor. Sigur, fiecare are ideologia lui. Trei de stânga, trei de dreapta și așa mai departe. Ieri, domnul președinte Juncker a fost invitatul grupului socialist din Parlamentul European, deși dânsul e PP, și spunea robe la frute, la mur, de socialiste, dar de tine democrați. Și eu cred că acest respect față de cei care nu gândesc altfel trebuie să fie mult mai prezent în societatea românească. Uitați-vă în Germania, deși sunt alegeri, socialiștii, social-democrații și cu deștini-democrații lucrează totuși până până se respectă reciproc și cred că acest lucru, acest dialog trebuie să am depășit faza campaniilor electorale. Haide să construim, haide să încercăm să facem treabă, pentru că dacă vom sta numai în dispute, nu vom reuși. Și, cum să spun, acum noi ne uităm în urmă și spunem ce ar gândi spinerii despre ce au făcut, ce s-a întâmplat Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, după părerea mea, a depășit orice așteptare pe care eu aveau atunci când scriau acest proiect pe dimisoare. Dar oare noi nu vom fi pedepsiți peste 60 de ani de către nepoții noștri și strănepoții noștri că n-am folosit acest moment pentru a menține această Uniune Europeană? Deci, din acest punct de vedere, nu vreau să intru în detalii legate de influența Rusiei
domnul decan își permite mai multe să spună ca mine, dar totuși trebuie să fim conștienți că nu avem variante, nu avem alternative și ne putem permite luxul decât de a îndrepta lucrurile din interior, atât cât putem de mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, va continua conferința de presă, iar pentru participați în față la bibliotecă, deci în stânga cum ieșiți, este o masă unde vreți specific, pentru că este tot în casa unei.